De exemplu, dacă vine un tânăr la dumneavoastră și vă întreabă, părinte, e mare agitație în lume, la serviciu, cum să mă liniștez, cum să mă reculeg, ce îi îndrumați practic să facă? În primul rând să încerce fiecare să aibă o relație cu Hristos, pentru că nu poate exista liniște fără Hristos. Liniștea vine din Hristos, iar pentru a avea o relație cu Hristos trebuie să trăim potrivit poruncilor Lui. În primul rând îi îndrum pe toți să ierte orice ar avea în inima lor împotriva cuiva. Alminteri, liniștea nu ar putea veni. Iar mai apoi să iubească pe toți așa cum sunt ei, neîncercând să schimbe pe cineva peste voința lor proprie. Și pe lângă acestea, potrivit tradiției bisericii noastre, să fie credincioși buni, milostivi, să meargă la biserică, să postească, să se roage, dar în principal, întotdeauna îi povățuiesc să se interiorizeze și să își unească mintea cu inima în rugăciunea isihastă, în rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul, să-și reducă vederea din jur și să se întoarcă în lăuntrul Lui, ca liniștea să poată să rămână acolo. Pentru că tot ceea ce este împrejurul nostru poate să aducă un fel de tulburare sau de neliniște duhovnicească. Dacă se interiorizează, liniștea rămâne în inima fiecăruia.